Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi v-am pregătit trei variante cu tarotul Îngerilor Iubirii, care să ne răspundă la întrebarea dacă vă iubește persoana iubită, persoana la care dumneavoastră vă gândiți sau cu care sunteți. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, varianta cu floarea albastră, floarea roz sau floarea albă, gândindu-vă la persoana iubită, la sentimentele sale, dacă vă iubește, bazându-vă pe intuiție, alegeți-vă cu calm varianta și voi începe prin a explica carta de la varianta florii albastre. Aici a ieșit cartea Dependență reciprocă, care spune că sunt situații în relația voastră care condiționează viața sentimentală. Este foarte posibil ca unul dintre voi să consume niște substanțe care distorsionează, să spun așa, realitatea sau creează problematici în relația voastră, discuții. Sau este posibil ca persoana pe care, la care vă gândiți să nu fie capabilă să iubească. Este foarte posibil acest lucru, ca această persoană să nu fie la acel nivel în care el poate să-și deschidă sufletul, să fie capabil să accepte o dragoste și să-și dorească o dragoste și să iubească. Da? Este foarte posibil ca el încă să fie... probabil încă legat de viața lui trăită în familia sa, felul în care se manifesta dragostea în familia sa, poate nu exista dragoste sau el nu crede în dragoste. Este foarte posibil și acest lucru. Este clar că există niște bariere în calea sentimentelor la voi, deci după cum se prezintă această carte, este foarte posibil ca partenerul să nu vă iubească, nu pentru că dumneavoastră ați avea vreo problemă, ci pentru că el nu este încă în măsura să iubească, deci nu are acea capacitate. Poate că dumneavoastră, sau poate că el, încercând să facă pe plac familiei, pretențiilor familiei sale, nu reușește să se concentreze pe relația pe care o are cu dumneavoastră. Sau poate că el încă mai are pe altcineva, este așa acest lucru posibil și atunci această dependență să fie încă legată de acea relație pe care el o are sau a avut-o. El nu se poate încă desprinde din acea relație, i-a rămas acolo sufletul, ca să zic, și inima. Da? Există și acest lucru. Este clar că este o situație în care condiționează autostima între voi și fericirea, ca să spun așa. Deci, dumneavoastră, tind să cred că în această relație chiar nu sunteți fericit. Da? Deci, dacă aveți această relație cu această persoană, și această relație este condiționată de niște dependențe, de niște situații, de niște persoane sau de niște substanțe, este clar că această relație nu este ceea ce vă trebuie dumneavoastră. Poate că ar trebui să vorbiți cu un psiholog sau cu un... cu o persoană care poate să vă dea niște sfaturi, să vă ajute ca să înțelegeți ce se întâmplă în relația voastră, da? Ce ar trebui să faceți mai departe, pentru că circumstanțele la ora actuală între voi doi nu sunt cele mai potrivite pentru o relație de dragoste, deci sentimentele nu sunt împărtășite. Aici nu este clar că nu sunt împărtășite. Persoana la care vă gândiți nu vă iubește pentru că are niște dependențe, are sufletul, fie sufletul legat de o altă relație, fie el nu este încă capabil să ofere dragoste, pentru că el nu este mai egoist, este o persoană care se gândește mai mult la sine, la problemele sale, la sau este angajat în alte situații în care el nu are timp pentru dragoste sau nu e prioritar în viața sa dragostea. Cam asta este pentru cei care și-au ales varianta florii albastre. Să vedem și pentru cei care și-au ales varianta florii roz ce spune cartea.
Aici vine și spune cartea că există o atracție, deci asta înseamnă cartea aceasta, că există o atracție și că dragostea romantică o atragi trăind momentul, momentul în care ești în această relație, trăind momentele, da? Spune că între voi doi, deci la momentul de față, există o atracție romantică, deci există sentimente romantice, da? Este ești atractivă sau atractiv pentru această persoană și el te iubește sau ea te iubește cel mai mult în momentele în care ești foarte atractiv, foarte atractivă. Deci căutați tot timpul să fiți în această relație proaspătă, da? Tot timpul să fiți bine pusă la punct, cu bucurie, cu veselie în această relație, da? Deci cu o atitudine pozitivă, pentru că numai așa sentimentele de dragoste se manifestă la voi în această relație. Și deci este clar că el vă iubește sau ea vă iubește pentru că sunteți atractivi, știți să vă faceți plăcut, știți să-i creați momente romantice, da? Și pentru a alimenta tot timpul aceste sentimente și a rămâne constante, este bine ca întotdeauna să aveți să rămâneți tot timpul atractiv și romantic față de partener, pentru că el sau ea are această disponibilitate față de dumneavoastră, da? Deci în momentele în care sunteți cu zâmbetul pe buze, în care sunteți pozitiv sau pozitiv, da? Sunteți o persoană care îi inspirați aceste momente romantice și vă răspunde la sentimente. Deci vă răspunde cu aceeași, monedă, ca să spun așa, da? Deci nu trebuie să vă preocupați. Deci la cei care și-au ales varianta roz, nu trebuie să vă preocupați. Vă iubește persoana iubită. Deci este, da, cu cât sunteți dumneavoastră mai romantic și mai atractiv, cu atât mai mult vă iubește persoana iubită. Da? Deci aceasta este practic un sfat pe care ar trebui să-l urmați întotdeauna, să nu uitați, să fiți mereu atractivi în tot ce faceți, da, cu persoana iubită. Ca să îi puteți și să creați atmosfere romantice și să vă bucurați de aceste atmosfere romantice, da? Deci și de fiecare gest al său romantic noastră trebuie să vă manifestați bucuria, pentru că în felul acesta îl încurajați sau o încurajați să creeze alte momente romantice, să vă facă alte demonstrații de iubire. Cam asta e pentru cei care și-au ales varianta florii albastre. Să vedem și pentru cei care și-au ales varianta florii albe. Aici îmi vine o carte care îmi spune că există o separare. Deci separarea este cartea care, simbolul, așa se numește această carte, și este foarte posibil ca între voi să existe acum o separare sau să se pregătească pe viitor o separare, din păcate. Acum nu neapărat o despărțire în sensul adevărat al cuvântului, ci poate că el trebuie să plece sau ea trebuie să plece undeva, da? Deci trebuie să plece pe o perioadă de timp, poate cu serviciu sau cu niște probleme de rezolvat. Sau dacă există o separare, asta înseamnă că sentimentele între voi nu sunt atât de durabile în momentul de față sau partenera își ia puțin timp, o puțină distanță ca să se poată analiza mai bine. Nu are siguranța sentimentelor sale, nu știe exact ce ar putea să facă, da? Deci nu știe care e următorul pas care să facă în această relație și atunci încearcă să se detașeze puțin și să ia puțin puțin distanță, da? Deci este din păcate o carte care nu vă dă siguranța unor sentimente din partea partenerului, pentru că nici el nu este sau ea nu este sigură ceea ce are, ce simte, da? Deci cel mai posibil este, probabil este că persoana la care vă gândiți nu vă iubește. Deci nu are sentimente de dumneavoastră sau sunteți chiar și despărțiți la momentul de față și
sunteți în singurătate și ar trebui ca dumneavoastră să vă rugați îngerilor ca să vă îndrume ce să faceți mai departe, ca să puteți să vă desprindeți din această relație, deci să-l uitați sau să o uitați, da? Deci dacă nu mai sunteți cu această persoană de ceva timp, ar fi cazul să nu vă mai, să nu vă mai gândiți la această relație, ci să încercați să vă refaceți viața, să încercați să profitați de aceste momente de singurătate și pentru a vă îmbunătăți pe dumneavoastră înși vă și a vă pregăti pentru o altă persoană, o altă dragoste, să-mi cunoașteți pe altcineva, să puteți să vă reîndrăgostiți de altcineva, da? Să vă vindecați de această relație care nu mai este. Deci, din păcate, pentru cele de la varianta Florii Albe, răspunsul este că cel mai probabil nu vă iubește această persoană. Da, deci nu există niște sentimente puternice, nu există sentimente practic, da, este o detașare totală de sentimentele de dragoste, da, deci nu are aceste sentimente, are alte preocupări, da, are cu totul și cu totul alte preocupări, ca nu se gândește la dumneavoastră, nu se gândește la sentimentele dumneavoastră. Deci nu este o carte care reprezintă dragostea în viața dumneavoastră și nu este el persoana sau ea persoana care să aducă dragostea în viața dumneavoastră. Așadar, tot ce aveți de făcut este să închideți acest capitol și să mergeți mai departe. Cam asta e tot ce am putut să spun și pentru cei de la varianta Florii Albe și... vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Dacă nu v-ați înscris încă pe acest canal, vă invit să vă abonați și să lăsați comentariile voastre cum vedeți aceste predicții, dacă vă regăsiți în ele sau dacă îl regăsiți pe partener în aceste predicții. Și vă doresc în continuare o zi cât mai plăcută și să fiți iubiți. La revedere!